Într-o lume tot mai preocupată de sustenabilitate și energie regenerabilă, explorăm astăzi povestea lui Dinu Bubulici, un tânăr din Chișinău care a decis să facă un pas important spre un stil de viață eco. Cu mult curaj și determinare, acesta și-a transformat casa într-un mic sanctuar energetic, instalând panouri fotovoltaice, care nu doar că reduc costurile în facturi, dar și protejează mediul înconjurător. Pe această casă sunt instalate 5 kW de panouri fotovoltaice, practic sunt 14 bucăți. Puterea totală aici e 5 kW și pe atelier mai am încă 3 kW. Adică în total am 8 kW putere instalată, ceea ce generează anual în jur de 8.000 de kWh de energie electrică. Și deja la prețul actual, 2 și ceva. Cel mai mult se generează primăvara și toamna, pentru că temperatura este mai joasă. După grafic, dacă să ne uităm, cu cât temperatura lor este mai joasă și soarele mai puternic, cu atât se generează mai mult. Când noi vara avem soarele direct, dar avem și 30 ceva de grade, ele se încălzesc până la 70 de grade și cumva eficiența lor scade puțin, dar practic așa, e primăvara, toamna generează maximum, iarna cel mai puțin, acum când e zăpadă, practic e zero, dar odată ce iese soarele, ele se descoperă, începe a genera și iarna. Chiar dacă are instalate panouri fotovoltaice, Dinu spune că tot este dependent de rețeaua electrică, deoarece energia produsă se stochează în sistem. Asta se face pentru a avea acces la energie pe tot parcursul anului, inclusiv în perioade cu radiație solară redusă. Pentru a fi complet independent de rețea, ar fi necesară achiziționarea de acumulatoare, o investiție costisitoare pentru o gospodărie medie. Cu toate astea, panourile fotovoltaice s-au dovedit a fi o soluție eficientă pentru reducerea costurilor la energia electrică, Dinu reușind să economisească până la 80% din suma lunară a facturii. Toată casa acum utilizează energie electrică, 80% vin din panourile fotovoltaice, pentru că ele merg prin contor, se contorizează și apoi consumul total este divizat. În sens că eu, dacă luăm perioada unui an întreg, eu cumpăr încă 20% din curentul electric deja de la furnizor, 80% este aprovizionat de panourile fotovoltaice. Încălzirea în casă este organizată în felul următor. Am pompă de căldură care mi încălzește toată podeaua. Prin podea circulă apă și deja printr-un schimbător de căldură, la pompa de căldură și practic toată podeaua are o temperatură uniformă. Astfel nu există puncte unde podeaua mai caldă, unde mai rece, nu există convecție, că cumva nivelul de confort în casă este un așa mediu. Cum simțiți temperatura acum în jur de 22 de grade, practic așa se păstrează toată perioada iernii. Cu toate că pe perioada când mai jos de minus 10 grade, mai folosesc și această sobă, adică mai fac uneori foc, mai am niște lemne prin depozit și ca să nu stea degeaba, le mai folosesc și mai stăm și noi așa la gura sobii seara uneori. În primul rând, factura este foarte mică la electricitate. Luând în considerare că avem foarte multe aparate electrocasnice, cum ar fi mașina de spălat, mașina de uscat, rufe, boilerul electric, aragazul este electorul electric și așa mai departe, toate sunt pe electricitate și factura vine foarte mică. Adică, practic, 20% anual eu mai achit, asta ies, nu știu, 3-4.000 de lei pe perioada unui an întreg, asta și pe încălzări și pe electricitate în total. Referitor la prețul panourilor solare, Dinu spune că în 2019 l-a costat circa 650 de euro pe kilowatt. Și chiar dacă se răscumpără în câțiva ani, tânărul atenționează că instalațiile nu rezolvă în totalitate problema facturilor. Vreau să zic că soluția principală pentru o casă este termoizolarea casei, cu vată minerală, cu polistirol, geamurile să fie de calitate bune. Dacă vedeți aici, am geamuri cu 3 rânduri de sticlă, pereții sunt foarte bine izolați, pardoseaua este, luând în considerare că e pardosea caldă, sub această parte de beton care e instalat, este tot un strat de polistirol expandat special pentru podea. O foarte mare parte de căldură se pierde prin tavan, respectiv este o parte prioritate ca să noi să încălzim tavanul după posibilitate. Dacă suntem la casă la sol, cumva este această posibilitate. Dacă suntem, nu știu, la apartament, suntem la ultimul etaj, trebuie să găsim sau să optăm pentru a izola tavanul și pereții și așa mai departe. Pentru că noi, în primul rând, dacă eliminăm pierderile de căldură, atunci noi avem nevoie de mai puțin panouri fotovoltaice,
avem nevoie de mai puțin, nu știu, chiar și gaz sau alte surse de încălzire, pentru că prin minimalizarea pierderilor noi eficientizăm foarte mult, în primul rând, încăperea. Cu siguranță sunt pentru resursele regenerabile, ce este viitorul, pentru că energia sau panourile fotovoltaice nu generează gaze cu efect de seră, cum ar fi CO2, metan și așa mai departe. Practic, cât este soare, avem energie și avem energie foarte multă. O altă alternativă este eoliană, pentru că ele cumva se complementează una pe alta. Când este soare mult, este mai puțin vânt. Când nu e soare, avem vânt mai mult și se balansează. Istoria lui Dinu ne arată că fiecare dintre noi putem deveni agenți ai schimbării în lupta pentru eficiență energetică, cu pași mici care au un impact mare.